Bonjurel, bonsoar, de fapt, dragii mei, cei cu soare, lună, venus, să od, nord, în Dragii mei, care îmi sunteți fideli acestui canal. Și vreți, înainte să începe talarea, trebuie să fac câteva anunțuri. Vreți să ieșiți din zona tarotului și să vă mai înviorați și cu altfel de vibrație artistică, în special. Sub video atașez un link către noul meu canal de artă. Poate ceva acolo, de-a lungul timpului, că sunteți supărați, dezamăgiți sau prictisiți, ceva vă va inspira să vă, va, scoate din starea în care, prin care, stările negative prin care toți mai trecem. În plus, urmează să atașez un cont PayPal pentru cei care vreți să donați cât de puțin, cât de puțin pentru acest canal și sunteți mulțumiți de anumite mesaje pe care le-ați primit din când în când și v-au fost de ajutor pe parcursul anului sau anilor de când suntem împreună. În fine, dragii mei, berbecuți. Dragii mei, berbecuți, după cum vedeți, am poziția camerei într-o altă, într-un alt unghi, într-un alt tripod foarte ciudat, sper să țină. Mesajele pe care le aveți pentru anul 2021. Mesaje de la Înger, în primul rând am scos. Ați primit I love you. Evident că știți ce înseamnă I love you. Și acțiunile vorbesc puternic. În primul și în primul rând, mesajele sunt pentru voi. Pe de-o parte, acest I love you, îl așteptați de la cineva, va veni în 2021 de la cineva într-o formă sau alta. Acum interesant este să nu vă opriți doar pe aceste cuvinte, trei cele mai puternice sau două, da, în varianta românească. Și să nu uitați că acțiunile vorbesc puternic. Dacă așteptați ca cineva să vă declare dragoste și nu demonstrează și nu vă arată, degeaba. Învățați din lecțiile anterioare, învățați din trecut. Pe de-o parte și voi, dacă vreți să spuneți cuiva aceste cuvinte excepționale, va trebui să, să legați cuvântul de acțiune ca să se manifeste dragostea, ca să se manifeste povestea pe care Orice om normal și-o dorește, o poveste minunată de dragoste, în care cei doi se iubesc pasional și reușesc să manifeste cele mai grozave lucruri împreună. Și se pare că puteți cu cineva. În 2021 aveți acest. sunteți marcați de o vibrație puternică 44. 4 și cu 4 înseamnă 8. Vă veți transforma într-o relație. Vă veți transforma, îi veți transforma și pe ei și ei vă vor transforma. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să vă cunoașteți unul pe altul. Asta înseamnă să învățați, să vedeți ce are nevoie celălalt în dragoste, pentru că avem nevoi diferite, comunicăm diferit, acționăm diferit și din cauza asta se nasc neînțelegerile și conflictele și, și multe probleme primiți dragostea cu apreciere. Unii dintre voi, ohoho, oh, trebuie să învățați să primiți dragostea, nu știți. Unii berbeci nu știu să primească dragostea. O așteaptă. Da? O așteaptă ca pe tot ce și-au dorit în viața lor, unii berbeci, dar nu știu să primească. Și aici este problema. Alții dintre voi trebuie să faceți față unei situații în care n-ați fost corecți voi sau ei sau n-ați fost corecți voi cu voi și vă, adică nu v-ați exprimat coerent și nu v-ați exprimat conform sentimentelor voastre, că știm foarte bine că unii berbeși nu arată ce simt, nu comunică ce simt. Acum, că această problemă a cinstei și a... Secretelor Ține de anul trecut Și va trebui să o re, re Că avem judgment Ascultați videoclipul 2020 și 2021 uh, Da? Am zis bine, da? ascultați și pe acela să înțelegeți ce vreau să zic Va trebui să reînțelegeți O problemă În care nu s-a comunicat Concret, corect Ia, Să pun blițul Să vedem să pun și blițul Da. Asta cred că ține mai mult de anul trecut, dar anul care vine va trebui iar să învățați să fiți, să acționați conform ceea ce simțiți. Da, a venit undeva mai în trecut. Să învățați să vorbiți limbajul dragostei și eventual să vă adaptați, ca așa zice aici, să vă adaptați limbajul vostru la limbajul lor, ca și ei să se adapteze la stilul vostru. Oricum, aici am zis de câte ori am putut, 4 și cu 4 înseamnă doi oameni încăpățânați, puternici, care pot fi puternici și separat, dar sunt și mai puternici împreună. Bănuiesc că veți avea de-a face, vom vedea și la celelalte talări, că o să mai fac și la alegere relațiile pe care le veți trăi. Energia generală. Energia generală. Iaut, a, ah, ce frumos, s-a oprit la destin. Energia generală a acestui an pe care ne pregătim să-l începem este destinul. O, oh, ce frumos destinul și uniunea cu sufletul perechie, uniunea cu Yin și vostru, apropo, apropo uitați-vă la link-ul pe care îl atașez, ca să înțelegeți și din altă perspectivă acest Yin și Yang. Destinul nostru ne cheamă la uniune și pe voi vă cheamă la această uniune în voi, aute, sine, în sine, da? și să vă eliberați de emoțiile negative ca să puteți să vă ridicați către lumină. Asta înseamnă uniune, yin și yang, dar întuneric și lumină în orice situație negativă e o situație pozitivă, e o lecție de învățat. Și aici este uniunea. În momentul în care învățați lecția, vă uniți, iaute, self și union, intrați în voi și vă armonizați și apoi reușiți să manifestați destinul corect, concret. Ce alt mesaj? A, ah, nu, am zis că totuși, aici am citit la capătul setului de cărți. Ia o carte. Ia uite. Ce frumos. Moarte și renaștere. Muriți și ați murit. A murit ego. Ia uite, semn de foc. Un nou asul de foc. Un nou sinei. Asul e 1. Este numărul berbecului, da? ca întâia personalității. O nouă personalitate se naște în acest an care începe, da? Iar yin și Yang, iar întuneric și lumină, centrați-vă, dragii mei, centrați-vă. Da, e și o balanță pentru unii și un semn de pământ pentru alții, dar nu asta e atât de important. Ci trebuie să vă centrați ca să vă găsiți această forță generatoare de... De proiecte care se pot extinde, e un păianj în care se puteți să țeseți. Să creați ceva spectaculos în anul care vine. Da? Să începeți voi, bărbeci, numărul 1, ca să întâia berbecului ascendentul mai ales. să renașteți un nou copil. Un nou copil. Și trebuie să renunțați la acest, la pielea veche, la ego-ul vechi. Energia generală. Frumos. Frumos. Ia uite. Hai să mai vedem aici încă o carte. Wow! Sunt multe. Da, le păstrez pasta două. Oh, ce frumos! Acceptați! Acceptați! Situațiile prin care ați trecut, în care ați picat. A, pentru că acestea vă fac mai frumoși. Cineva frumos v-a atras. V-a atras, dar a fost, această atracție a fost doar ca să vă trezească sufletul la o nouă nuanță. La o nouă nuanță. Cărțile care au venit totuși sunt Iubește tot ceea ce este, iubiți lumina, da? Și iar numărul 22 și numărul 44, iar numere maestre, iar aveți numere de, de inițiere, Îmbrățișați lumina, îmbrățișați energia pozitivă ca să puteți să manifestați destinul, ca să puteți să renașteți. Da? Lumina e aici, în voi. Acest ou este în voi, că sunteți bărbați femei. Este puterea noastră de a renaște. De a renaște din cenușă. Iubiți lumina pentru acest lucru. Iubiți lumina, îmbrățișați lumina, îmbrățișați dragostea sub orice formă, chiar dacă uneori e dureroasă, ca să vină și sub forma cealaltă pentru că dragostea nu se poate manifesta într-un singur mod se manifestă în infinite moduri și dacă refuzați celelalte sau dacă refuzați o, o, o cale de exprimare a acestei iubiri s-ar putea să nu vină și celelalte înțelegeți aveți the ancient ones 5 și cu 2 7 7 un număr spiritual sunteți chemați interesant sunteți chemați la lumină. Ia uitați cum vă trage, vă trage lumina în sus și aici sunteți voi care o Uf, ce fioram! În acest an 2021 renașteți, am zis. Vă scoate lumina din această cenușă și vă ridică la o nouă formă de viață și de creație și la o nouă energie creativă. Aveți o comunitate de spirite, ancestorii voștri, strămoșii voștri, Um, oamenii cu care v-ați mai întâlnit în alte vieți, maestrii voștri spirituali care vă, iau uite, sunt adunați, uf, ce fioran, sunt adunați în acest an, s-au adunat ca să vă ajute să vă scoată. Ce frumos, ce frumos. Setul de cărți. A vrut în primul rând să se arate ce? Împăratul. Aprilie. Dacă sunteți în aprilie, nu obligatoriu, de obicei semnul berbecului. Poate fi taur, dar poate fi orice altă zodie încăpățânată. Însă, eu zic că voi trebuie să reveniți aici. Voi trebuie să deveniți împărații voștri sau împărătesele voastre. Împărați, adică energia masculină. Masculinul ține de ce înseamnă de acțiune, de yang, că tot vorbeam de yang și yang mai devreme. De yang, de acțiune, Ia, uitați, Acționați. Dacă in este cel care simte acest I love you, această stare de euforie, de emoție, yang este cel care ia acțiune, da? Însă, dragii mei, trebuie să renunțați la niște depresii, la niște răni, la niște dezamăgiri. Trebuie să vă vindecați de această inimă frântă. Și aici este problema. Aici este prob Dacă e o problemă, se va rezolva. Intrați în echilibru. Guvernați-vă viața după principiile voastre, prin... creați-vă ca să facem păratul, creați-vă viața. Că nu o să puteți în primele zile, nu o să puteți în primele săptămâni, nici chiar în primii ani. Acest canal a crescut în niște ani de zile, prin multe probleme, prin foarte multe probleme. Nici nu știți prin câte probleme, și totuși a crescut. Posibil că dacă nu aveam problemele astea, creștea și mai mult. Eram și mai des alături de voi. Dar așa a fost să fie. Aici a fost încercarea mea și, a -a și dau ca exemplu, da? Și la voi la fel. Ceea ce vreți să creați, începeți să creați, că aveți asul, începeți să creați în primele zile, pregătiți-vă, scrieți de acum ce vreți să faceți. Au revenit la un moment dat și cărțile astea. Ați trecut prin niște probleme de cuplu. Ați visat, ați avut opțiuni, poate, și totuși au fost probleme de cuplu, probleme financiare. Și unii dintre voi. ia uite, semn de aer, semn de foc. Semn de aer, semn de foc. Un semn de foc care a fost destul de, temperat, de aer, destul de temperat în abordarea sau relație cu voi, deși unii dintre voi, unii, nu toată lumea, cred că, așa cred, cred că ați vrut să munciți în realizarea acestui vis, însă v-ați ales cu dureri de cap cu decepții, cum am văzut mai devreme, cu probleme de cuplu, pentru că acest semn de aer eventual și-a luat prea mult timp ca să echilibreze ceva. Ah, interesant! Ha. Am mai fugit undeva de la locul fapte într-un fel sau altul, pentru tu, nu pentru toți, pentru unii dintre voi, pentru unii. Însă, trecăm peste aceste povești care sunt variabile pentru unii și pentru alții. Ați avut probleme financiare, dar descoperiți că aveți opțiuni și că puteți să munciți într-un nou proiect. Astfel de regina de bute. Aveți creativitate, înfloriți, puteți să floriți într-un mod miraculos, magic. Magic. da acum și ceai antivirale. Ceaiuri antivirale, dacă vă zic ce ceaiuri o Odată două ori și fac cum am făcut anul trecut. Câte o carte pentru fiecare lună. Berbecuți, Soare, Lune, Venus, Ascendent, Norul Nord, 2021. Wow! Astea. în ianuarie, super! Ascultați sfatul meu. Pregătiți-vă, plănuiți-vă. Februarie, martie, aprilie, sper să nu încurc. Aprilie, mai, iunie, Iulie, august, septembrie, octombrie, uf. noiembrie, decembrie, superb, superb, dacă începeți cu terminați terminați cu împărăteasa, cupul divin, superb, dragii mei, superb, superb, împăratul și împărăteasa, martie și aprilie. Ce poate fi mai frumos? Venus și Marte. Hm. Manifestația. Se va manifesta la un moment dat acest I love într-un fel sau altul. Am zis că sunteți puternici încăpățânați amândoi. Ia uitați-vă aici. 4, 4 și 22, da? Hm. Dar iubiți lumina, păstrați lumina. Ați trecut prin decepții crunte. Ia uite, moartea așteptare, sacrificii, va simți legați în tradiții, în niște legături, în niște contracte, marele preot este contractul, dar renașteți, renașteți și vă duceți cu răbdare înspre o poziție care vă oferă stabilitate financiară, creativitate, practică. Hm. Da, ok. Asta le lăsăm aici. Deci, în ianuarie, ce aveți? În ianuarie aveți împăratul. Evident că acest împărat se poate manifesta în multe feluri. Vă reprezintă pe voi o variantă, un potențial, chiar dacă sunteți tineri, un potențial. Aveți acest as, puteți să creați, să generați încet, încet, da, glob, glob, să generați o țesătură care vă aduce mai aproape de cuprul vostru divin sau, sau să vă echilibrați masculinul și femininul și să intrați în unitate, cum am zis mai devreme, cum am descris cărțile mai devreme. În ianuarie, eventual o figură masculină vă inspiră. Un tată, un profesor, un cineva la locul de muncă, un șef, vă inspiră într-un fel sau altul. Negativ sau pozitiv, iar poate să varieze, dar cineva foarte puternic vă inspiră vă inspiră și vă învață cum să creați, pentru că orice, am zis mai devreme, orice situație negativă are o doză de optimism, de, de lumină, are lecția de lumină care trebuie învățată și asumată. Cineva vă învață cum să deveniți împărații uh, voștri. Acum, că va fi o anumită zodie, iar poate să varieze. Am pus-o cam dată, o etalare generală, pe luni am pus doar o carte pentru ianuarie. În februarie, interesant, semn de aer în februarie. Probabil cu un vorsător, vorbiți cu un vărsător sau aveți de comunicat ceva, aveți de comunicat niște chestiuni legale cum vreți să manifestați în lunile care vin, da, în martie vreți să manifestați ceva, practic, aceste proiecte de, de, de renaștere, da? De exemplu, de, 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 de fapt, acum îl văd pe acest împărat plănuind, stând pe tron, da, Strâmpesc în pe tron cu toiagul. Am și o toiag și gândind. Știți, sunt niște globuri care se... Chiar vă recomand dacă sunteți tensionați și agitați. Niște globuri din metal sau din sticlă sau din, sau din pietre semiprețioase care se, se țin în mână, da, cum ține acest împărat și le vă încărcați cu energie, vă încărcați cu energie și apoi începe să generați aceste proiecte, idei, da, ceea ce primiți ca și inspirație. Plănuiți, plănuiți, nu un atac, plănuiți creștere pe toate planurile, Plănui, plănuiți stabilitate, și este minunat. Anzi zis în februarie aveți ceva de discutat, că o un semn de aer, iar poate să fie, poate vă aveți un, pe cineva cu planete învărsător și face ziua lor, da? Poate și varianta asta, dar mai presus de asta, comunicați, se va comunica. Voi sau altcineva veți comunica niște chestiuni care pot să varieze între chestiuni de sănătate, pentru că este totuși o sabie, sau chestiuni legale, lucruri foarte importante, nu mondenități, lucruri importante. Poate chiar discutați cum să faceți practic oficial planurile pe care, eu știu, la care vă gândiți în ianuarie. Pentru că în martie aveți cavalerul de monede. Da, să zicem că pentru unii ar putea să fie un semn de pământ în martie. O zicem și pe asta că e foarte simplu și ar fi păcat să uităm. Dar cavalerul de monede e o persoană foarte asim... decisă să ajungă la această poziție. Este un om precaut, ordonat, care își face temele la, la punct. Un om care strânge banii, un om care știe să facă economie, un om care știe să construiască. Și un om care are răbdare, își ia timp pentru că știe că un imperiu nu se poate face așa. O dragoste adevărată nu se construiește așa. Că tot apare I love you, da? Acțiune vorbesc puternic. Trebuie să acționați intens, cu răbdare. Constant. Constant. În aprilie, începe să lăsați în urmă apele turbu. Aveți o călătorie de făcut, eventual s-ar putea pentru unii să fie noaptea, poate la lună plină vă eliberați de niște gânduri negative care mai vin din trecut și la la la. Mergeți tot înainte către lucruri practice, pozitive, care vă dau stabilitate. Sunteți deciși să schimbați ceva, să vă eliberați. În aprilie, că e ziua voastră, e o tehnica interesantă, e sub... Așa l-am așezat, da. O și pe asta ca pe un semn, da? Sub împărat, da? Aprilie. Aprilie-aprilie. Um, vreți să vă eliberați? De ce vă reține în această construcție a voastră? Poate iar vă întâlniți cu un semn de aer, vine, pleacă, iar poate să varieze. Aprilie-mai în mai un telefon, un mesaj de la cineva sau pur și simplu studiați, începe să studiați un anumit aspect în proiectul ăsta, în planul ăsta măreț, pentru că un plan măreț are mai multe puncte, evident. Un alt punct în acest ca aici a fost cavalerul, în mai vine o altă chestiune de pus în practică pentru a ajunge în iunie la abundență, la un succes, succes profesional. Poate că unii Veți călători, veți comunica și veți ajunge acasă sau într-un loc tradițional, într-un loc care vă aduce aminte de cultura voastră, o chestiune care ține de cultură, a cofia voastră, copia atuia, iar. Însă, dacă nu mai se comunică, practic, se pun bazele, o întâlnire, poate chiar vă întâlniți cu cineva, da, variază, sunt multe mesaje, în iunie. Deja aveți această reușită financiară, abundență, poate succes la școală, că totuși valetul de, de monede este student. Da? Succes în proiectul pe care l-ați început. Un mic pas în a mai... da? Încă o graniță pe care ați trecut-o în dezvoltarea acestui imperiu. Evident că poate să fie o chestiune care ține de familie, de familia voastră. Sunt foarte multe, nu am... Dar familia, tradițiile, succesul financiar, sunt probleme care se vor aduce în discuție într-un fel sau altul sau vor fi simțite în acea perioadă. Iulie, în iulie vreți să mergeți iar. Să mergeți, că vreți să schimbați energia mai încolo, vreți să călătoriți sau vine cineva, sau comunicați cu cineva. Iar sunt multe variante. Comunicați cu cineva la distanță mesaje creative chiar erotice, he, 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 că tot avem, aveți, voi aveți, Marea Împărăteasă, nu, uh, am zis, trebuie Marea Preoteasă și anume Marea Împărăteasă și mai și. E, o, e un personaj super care apare la un moment dat în viața voastră, într-o formă sau alta și se va manifesta la sfârșitul anului în forma sa divină. Dacă nu-i personaj, sunteți voi ca doamne sau domni. Vreți să deveniți și voi generoși, să nu mai fiți așa stricți și hotărâți pe misiunea voastră. Poate să fie și o transformare personală de la masculin la feminin a unora dintre voi care chiar vreți să împliniți mesajul pe care l-am zis mai devreme despre uniunea în voi. În iulie vreți să călătoriți peste o apă, poate chiar comunicați cum să vă întâlniți cu cineva. Interesant, e o insuliță. În mijlocul unor emoții vreți să vă stabilizați alături de cineva, cu cineva. Hm. Uh, în august da, iau te comunicați în iulie și în august aveți parte de această întâlnire karmică, o întâlnire de destin cu cineva, cineva că vă va schimba destinul, cineva sau ceva, dar simt că este comunicare, aveți comunicare și aici, aveți, veți comunica cu niște oameni, însă în, de-a lungul timpului, am zis, dar sub diferite forme, însă în august apare această întâlnire karmică de destin predestinată care vă va ajuta să schimbați energia și să ieșiți din zona asta fixată oarecum pe material și pe stabilitate și după această întâlnire karmică veți comunica cu o fi semn de aer. Prin septembrie apare un semn de aer, iar e posibil pentru unii Semnele de aer sunt multe sau cineva cu marcaș puternic în semn de aer. Pot să fie diferite persoane, nu aceeași persoană de anul trecut care va a rănit. Însă, în septembrie se va comunica, dar e o comunicare mai mondenă, mai simplistă. S-ar putea cineva să vă spioneze după această întâlnire. Să vă spioneze pentru că se va dori undeva prin octombrie, vedeți, să manifestați ceva nou. În octombrie începe să manifestați ceva nou, ceva remarcabil, care vă va ajuta. Hmm. Numărul 1. Unu, dacă unul vă spune ceva, că apare iar numărul 1. Poate sunteți marcați de unul într-un fel sau altul. Și apar, iar apare sub împărat că așa a fost să fie. Însă, Inițiați un proiect nou. Sau, a, interesant, în această construcție a imperiului vostru, a echilibrului vostru, a autorității voastre, o construcție care durează ani de zile pentru unii, pentru alții, dacă sunteți în etate sau aveți experiență, va dura mai puțin. Undeva prin octombrie, după aceste discuții și călătorii și reușite pe care le veți manifesta, detașări de trecut, iar să nu uităm, Undeva în octombrie începe să manifestați ceva special, un proiect care atrage atenția sau acea sclipire din lucrarea voastră imperială pe care o începeți în ianuarie. Magicianul. Ar trebui să clarific evident. Dar magicianul, eu acum citesc cărțile cât mai pozitiv, că suntem la început de an și așa vrem dar să le citim pozitiv. Aveți, mă e urmat, deci magicianul, nu, nu, este precedat de, de trei cărți, ba da, chiar patru, în care se comunică și încă una foarte intensă, care este o întâlnire karmică, predestinată, o schimbare de energie. De aia zic, cineva, într-un fel, discuțiile pe care le veți avea cu diferiți oameni sau cu același personaj, dar diferite forme, da, vă vor ajuta să Recreați, să transformați, că magicianul transforme un alchimist, să transformați ceva în așa fel încât, la sfârșitul anului, în noiembrie, veți fi apt să vă fi vindecat de acele decepții, să. și veți vindecați fiind, vindecați fiind de decepții și reconectați. La spiritualitate, după aceste lupte pentru echilibru, pentru manifestarea succesului și așa mai departe, am zis, cu acest magician, cu această sclipire și această transformare, conectare la spiritualitate și vindecare de decepțiile anterioare și de problemele din trecut, veți reuși la sfârșitul anului, într-o formă sau altă, să manifestați împărăteasa. Să manifestați femeia vieții voastre, dacă sunteți bărbați. Uh, varianta voastră cea mai bună, dacă sunteți femei și începeți cu, să manifestați acțiun, uh, energia masculină, până la sfârșitul anului vă echilibrați și manifestați energia feminină. Și intrați în, în feng shui, eram să zic, în echilibru, da? Uh, iar împărăteasa, împărăteasa poate să reprezintem soția voastră, viitoarea voastră soție mama copiilor, cineva poate să rămână însărcinată, o doamnă, o domnișoară să rămână însărcinată, niște chestiuni legate de mamă, am zis, am zis mama. Dar trecând peste toate aceste simboluri, în primul și în primul rând, este perechea voastră divină. Perechea voastră divină. O manifestați, dar ce e frumos, o manifestați după ce veți vindeca, asta e cartea vindecării, ultima rană care încă vă mai reține. Și asta o faceți prin conectare la spiritualitate. Și trebuie să apară acest în octombrie, acest magician, acest personaj care vă ajută să vă alchimizați. Să vă alchimizați viața. Deci, în principiu, foarte fain cât am reușit să vorbesc. Am vorbit cât am vorbit. Da? Am zis că cineva... O energie din astral vă ajută să îmbrățișați lumina și cred că o faceți un pic mai încolo, până una alta sau cel puțin în paralel, în paralel cu această comunicare spirituală și creștere spirituală pe care vă sfătuiesc să o faceți, veți merge și practic în echilibrarea voastră. Dar este frumos ceea ce văd. A trebuit să mai vorbesc încă ori dacă a trebuit să clarific toate cărțile. Deocamdată cam atât. Rețineți, sunt puncte importante. Vindecarea voastră sau vindecarea cuiva. Mama voastră, mama cuiva, soția cuiva, cineva este, aflat despre cineva că e gravidă, da? Sunt multe variante, dar în principiu, ca să o luăm așa ca pe poveste personală, mi-au mi plăcut cum s-au așezat cărțile pentru anul care vine. Și în, primul, și în primul și în primul rând să nu uitați că renașteți, dragi mei. Și chiar dacă vi se pare că e ciudat, dar renașteți și în acest cuplu divin se va spune. Și nu doar se va spune, se va manifesta. Magicianul acționează. Se va spune ce trebuie și se va crea ceva special. Nu uitați că va trebui să vă bucurați la început de fiecare picătură, fiecare strop de dragoste, ca să puteți să creați mai multă dragoste, puteți să primiți. Și încercați să nu vă mai ascundeți în spatele moștilor și dacă cineva s-a ascuns, dați-le timp să se transforme, voi ocupați-vă de voi. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut arată bine. Arată bine, vă doresc numai bine pentru anul care vine. La mulți ani, dragii mei, să fiți protejați de divinitate și inspirați la fiecare pas. Numai bine, vă pup, inimioare, nu pot să facă mai am o prin spatele camerei. Ceau, ceau, numai bine, pa!